Bună tuturor! Azi vom face o casă cool! Semi va alege materialele de construcție. Sunt deja pe drum! Wow! Început! Iată! Plouă cu materiale! Fiu! Asta-i tot? Auci! Credeți că astea sunt cărămizi Lego? Nu, e jeleu! Semi, pe șantierul de construcție clar că ai nevoie de ceva mai bun decât o umbrelă. Oh, mersi! Nu avem nevoie nici de uneltele astea. Am auzit că ploua cu jeleu aici? Ne place jeleul! Oh, bună, Barbie! Bună, Ken! Ați ajuns la timp! Ne veți ajuta să ne construim casa gustoasă! Dar tocmai mi-am făcut manicura! Eu nu voi construi nimic! Ken, treci la treabă! Oh, oh, oh. Doar pentru că m-ai rugat frumos! Sincer vorbind, sunt gata să fac orice pentru o bucată de jeleu gustos! Ha? Oh! Oh, serios? Atunci iată o mulțime de bucăți de jeleu pentru tine! Poți începe să construiești! Oh, sigur că da! Stai o secundă să mă ridic și voi... Oh, oh, oh. S-ar putea să am nevoie de mai mult de o secundă! Oh, bietul de tine! Stai să te ajut! Se apucă cineva să construiască o dată casa aia din jeleu? Mă ocup de asta, mare șef Sam! Iată încă două cărămizi Lego! Oh, adică cărămizi din jeleu, cred! Ah, în fine! Bine, bine, bine! Stai să verific totul! Lucrez în conformitate cu desenele mele! Să vedem! Dă-ți mâinile de aici, fiu! Oh, Semi! Nu mi-amintesc să fi convenit asupra vreunui desen! Oare dormeai și ai visat asta? Da, și a ajuns pe hârtia asta direct din visul meu, ha? Ce? Oh, haide! Nimeni nu poate construi ceva bazat pe asta! Ai vrut să spui nimeni în afară de mine? Privește aici! Uite așa! Așa, așa! Sus! Am spus sus! Te simți bine, Ken? Ouch! Hei, îți bați joc de mine? Jeleul e mâncare, de fapt! Nimeni nu ar trebui să arunce cu mâncare în păpuși! Oh, crezi că poți arunci cu mâncare slime-uri? Oh, te învăț eu bunele maniere! Ce o să faci? Băieți, nu vă bateți! Cu toții facem același lucru aici! Mi-aș fi dorit să puneți toată energia asta în construirea casei! Priviți toate aceste cărămizi colorate! E așa distractiv să lucrez cu ele! Aici vine cea verde, apoi urmează cea galbenă! Apoi o voi lua pe cea roșie! Ken și cu mine ne jucam! Barbie a vrut să ne despartă și și-a rupt o unghie! Oh, Semi, nu mai sări, te rog! Cărămizile din jeleu tremură chiar și fără asta! Salvați-mă viața! Vine Barbie! Ah! Tocmai mi-a făcut ochiile! Uh-oh, a luat camionul! Acum e de neoprit! Acum că mi-am stricat deja manicura, te voi ajuta, Siu! Să începem! Cărămizile astea sunt împrăștiate peste tot! Așa e mai bine! Acum poți să iei câte una din turnul ăsta! Oh! Și eu știu cum să construiesc un turn rezistent! Stai să-ți arăt! Hop, hop, hop! Floare la ureche! Wow! Are mărimea perfectă! Și de ce nu ai putut să lucrezi așa de la început, Semi? Bine, trecem la construirea acoperișului casei noastre! Facem la fel ca înainte! Cărămidă cu cărămidă! Seamănă puțin cu o piramidă, nu-i așa? Vom împrejmui grădina astfel și adăugăm câteva finisaje. Sfârșit. Ce? Oh! Ce? Astea se întâmplă când lucrez cu jeleu. Ui, jeleu, jeleu! Am auzit că ai terminat casa. Suntem gata să gustăm. Jeleu, jeleu! Luați loc, prieteni. Știu cum să o par. Semi, oprește-te. Un baros nu e de folos aici. Avem nevoie de altceva. Cum ar fi? Așa ceva. Dar mai întâi trebuie să încălzim foarte bine pila de unghii. Priviți mâinile! Facem un efort destul de mare! Iar cărămițile noastre miraculoase din jeleu se taie ușor și simplu!
Și iată ce am obținut până acum! Cu toții vom putea gusta câte puțin! Oh, nu! Îmi pare rău pentru măsurile drastice, Susan, dar cu metoda ta va dura ani de zile! Oh, chiar așa? Ok! Cât timp Sammy nu e atent, voi fi eu prima care va gusta! Și asta e pentru voi, prieteni! Ați așteptat atât de mult timp! Poftă bună mie! Mmm, ce bun e! În sfârșit, îmi iau veșnicie să găsesc un loc de parcare pentru un camion! Hei, unde e jeleul? În vârta mea! Ce? Cum? Tu? Oh, nu plânge, Sammy! Putem face cu ușurință mai mult jeleu, haide! Știi o rețetă perfectă pentru caramel din jeleu! Vom avea nevoie de apă! Grozav! Sunt gata! Dă-mi-o! Atenție! Apa asta e rece ca gheața! Mai bine îți pui mănuși! Oh, bine! E mai bine așa? Oh, e prea fierbinte! E o altă farsă de ta? Asta e pentru că ai mâncat toată casa! E bine că am întotdeauna un plan B când am de face cu Sammy! Acum voi lua niște sirop de porumb! Privește! E atât de gros! Iar acum o să amestec totul! Nu ți-am spus să nu te grăbești? Ba da! Măcar ești bine! Ok, să începem! Cât mai durează, Siu! Nu pot să te privesc cum faci asta! Am terminat deja cu amestecatul! Dar pentru următorul pas vom avea nevoie de o cratiță! Și cineva cu o suflare de foc! Răcorește-te puțin aici! Nu e momentul încă! Serios? Vom avea nevoie și de niște gelatină, ai uitat? Și de colorant alimentar, bineînțeles, pentru a face cărămizile colorate! Nu uitați să amestecați totul bine! Hei, Sammy! Unde ești? E timpul pentru acea respirație de foc a ta! Am o idee mai bună, Susie, și mult mai sigură! Totuși, nu repetați asta acasă, prieteni! Wow! Uite ce culoare frumoasă! Îmi place foarte mult! Da, și mie! Acum că amestecul e gata, trecem la... matrițele noastre Lego! Hai să le umplem! Stai! Mai întâi ar trebui să testăm amestecul pe matrița mea specială! Îmi place ideea asta! Să o facem! Ne trebuie mai multe culori, nu-i așa? Oh, sunt atât de pregătită să fac asta! E gata toată lumea? Atunci să facem! Nu uitați să lăsați jeleul să se răcească și să se întărească foarte bine! Ăsta e momentul în care magia înghețată a Elsei va fi de folos! Să vedem! Grozav! Jeleul e gata! E atât de lipicios și de elastic! Serios? Trebuie să-l verific și eu! Ui! Hai-ya! Wow! Ăsta e un jeleu foarte bun! Da! Sfinte plăcinte sunt în spațiu! Pământul către Sammy! Sigură că excursia ta în spațiu a fost grozavă, dar eu am umplut deja toate matrițele! Cred că ar trebui să le lăsăm să se răcească mai mult, ca să fim siguri! În primul lot. Ok, să vedem. Oh, wow! Cărămida asta mare e atât de ciudată la atingere. Vom păstra totul aici pentru moment. Oh, chiar vreau să mă mai joc puțin cu jeleul. Uite, l-am găsit pe micuțele ăsta. Niam, niam. Oh, se îndoaie așa ușor și destul de elastic. Cât timp tu te-ai jucat cu cărămizile și nu ai făcut nimic util, eu am făcut asta! Hei, prieteni! Unde vă duceți? Luați-mă cu voi! Oh! Oh, Sammy,
oprește-te! O, oh, tu, micuțule slime smacker, mănânci creațiile noastre din jaleu acolo jos? Haide! Îmi pare rău, Siu, n-am putut rezista. Și dacă doriți mai multe clipuri despre jaleu pe canalul nostru, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați. Ne mai vedem!